Vă salut! Fac acest video să vă dau câteva detalii despre această eoliană. Am montat-o provizoriu pe această platformă. Să vedem ce produce, cum se comportă generatorul din mașină de spălat. Am pus această chestie pentru să protejeze un pic. Acest generator de mașină de spălat se găsește pe mașinile de spălat LG. Poate unii dintre voi știți. Sunt motoare trifazice, avem 3 ieșiri de acolo. Mergem în aceste 3 fire legate provizoriu pentru teste și cu ele mergem până în garaj, prin această gaură. O să merg acum în garaj și o să vă arăt și producția, rezultatul energiei pe care acest generator o scoate. Am luat puțin această placă, să puteți vedea. Bate puțin vântul, nu foarte tare, dar nu știu cât să zic, 10 km pe oră poate, sau poate mai puțin. Aici avem o folie de vibrochen de mașină. Nu merge cureaua bine, tare aproape. Trebuie să ridic puțin mai sus. Am aici reglaj, șurub. O să ridic mai sus. Cam așa se învârte. Tratele sunt destul de mici. Suntem din nou în altă zi. Avem puțin vânt. Generatorul se învârte. Vreau să vă arăt un pic că această folie de vibrochen este prea mică și nu este de ajuns curația pentru generatorul din mașina de spălat. Așa că o să punem din nou această roată de bicicletă pe care am mai avut-o aici, care știți din videoclipurile trecute. O să o prindem din nou aici și să vedem rezultatul. O să vă arăt acum, merg în garaj și vă arăt producția în felul acesta de curent, câți amperi și voltajul. De aici, din perete, avem aceste 3 faze care vin de la generator. Avem puntea de diode legată și plus și minus curent continuu, care mergem în acest controller. Așa, deci avem 0,2 amperi, 12,1, 0,4, 0,5, 0,3, undeva până la 1 amper. Părerea mea că nu este de ajuns saturația la motor. Deci avem și 5, stați așa, 3, 5, 6, 8, 9, da, și așa ajungând la 1 amper, deci 1 amper cu 12 volți, deci undeva la 12-15 W, deci foarte, foarte puțin. Am cuplat această baterie, deci urmează să pun această roată pentru a mări turația, deci eoliana are putere, dar turația nu este de ajunsă. Deci cam asta este situația cu eoliana și cu motorul de mașină de spălat. O să revin când pun această roată la eoliană și să vedem ce rezultate scoatem. Vă salut!